Paștele este sărbătoarea care ne apropie și mai mult de cei dragi, când lăsăm grijile la o parte și ne adunăm la masa de sărbătoare. Una cu siguranță deosebită și specială. Dar ce sărbătoare fără flori? Noi am provocat băieții din trupa Acord să facă o compoziție florală pentru masa de Paști. Și să vedeți cum se descurcă băieții. Noi suntem în frigider acum. Este foarte frig. Asta îți place? Nu, nu-mi place roz. Coșul meu să aibă nuanțe de albastru. De mic copil îmi plăcea Mateoa. Curnuț. Eu vreau hortenzie. Hortenzie. Au, hai au. Sperăm oricum să le punem înapoi. Punem frigile? Da, super. Nu sunt curnuți. Nu, dar hai să o punem. Wow, wow, wow. Să cred că e suficient. Eu sunt gata, Ionel. Smiați. Ai nimic frumos. Chiar mă simt așa emoționant, pentru că nu e atât de ușor. Îmi pare că tare scurt acum, da? E mai lung. Florile sunt parte a artei. Deci a avea grijă, a iubi florile, a face o compoziție, Doamne ajute, dar asta este o artă până la urmă. Pentru mine este o provocare, pentru că eu prima dată încerc rolul Florist. M-am prins cu ideea că nu este atât de ușor. Pentru că eu am introdus floarea și eu înțeleg că ea nu stă bine. Respectiv, vreau să spunem că am avut o deosebită plăcere să... creăm niște compoziții florale. Și? Dar fiindcă este o sărbătoare de Paști, da. Noi o să personalizăm aceste compoziții. Asta prin... e microfon la tine, da? Da. Prin ouășoare și prin iepuraș. Da. Un ouășor? Nu, mai mult de ouășoare. Mai mult de ouășoare. Pentru mine s-a asociat această experiență cu pictura, atunci când alegi culori și forma obiectelor pe care le desenezi. Asta este o operă de artă. Când zic o operă de artă, mă refer că este o creație frumoasă. Așa cum face un cântec, așa face o compoziție. Da, eu cred că compoziția asta o să stea foarte bine și pe masa noastră de sărbătoare, a familiei mele. Și abia aștept să ne văd părinții, să-mi revăd surorile, nepoții. Anul trecut, în această perioadă, nu am avut ocazia să fim alături de familia noastră. Eram izolați. Așa că neapărat o să mă folosesc de această ocazie și o să fiu alături de părinții mei, de frații mei și de bunii mei. Paște fericit, dragilor! Bucurați-vă de fiecare zi alături de cei dragi și trăiți clipa la maxim! Cele mai frumoase gânduri din partea trupei Acord, să fiți sănătoși!